No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Far Cry 2. Ei bine, data trecută nici nu mai știu ce am făcut, că a trecut cam o lună de la ultimul episod. I-am început partea, am și o misiune totuși. După cum vedeți, am mai mărit un pic grafica la joc. Asta pentru că am schimbat placa video la calculator. Poate ați văzut și info-video ăla de ieri, mă rog. Eu l-am filmat și postat acum 2 ore. Când îl vedeți voi, se poate spune. Ia suntem unde am mai multe misiuni. Acum pe partea asta altă. Să fac și o misiunile la două din partea aia și apoi mă duc aici. Mă rog, am schimbat placa video și n-am mai filmat gaming pentru că se bulise cea veche. Oricum schimb tot calculatorul, nu-l păstrez cazanul ăsta vechi de atâția ani. Că na, acum că am ajuns la 1000 și ceva de subscriberi, totuși ar trebui să filmez și eu jocuri mai noi, știu și eu. No? Mă rog, deci am schimbat placa video, o placă Nvidia GT 420, e de 2 giga, e foarte bună placa pentru ce filmez eu acum. Oricum, dacă schimb și iau și procesorul care vreau să-l iau și RAM-ul pe care vreau să-l iau, o să pot filma și GTA 5, de asta e altă parte. Mă rog, din câte știu, da, adică placa e de 2 giga, deci sigur o să meargă GTA 15 și e pe 128 de biți. Știu. Plăcile pe 256 sunt recomandate pentru gaming, nu știu, dar acum în ziua de azi orice e recomandat pentru gaming. Vorba lui Codrin, scaun de gaming. Am și un taburetez asta de bucătărie pe care stau eu acum și ar vrea și el să fie eu acum un scaun de gaming. Mă rog. Cum dracu să mă bag pe aici? Hai că o să merg pe drumul ăsta cam așa și o să iau la dreapta, nu stau să eliberez chestia asta. Bă, dar mare mai e mapa asta aici. Și în Far Cry 3 o să fie și mai mare. Ok, unde e curba aia? În partea asta, fix. Așa. Fiți arbutoi al dracu. Hai, du-te. N-o să mă prindeți viu. În caz că n-ați văzut și la... și în info-video la care l-am postat ieri. A, e aici în față, la sifosul ăsta, misiune frumos. Dar parcă mai fost pe aici, să-mi bag. Bă, du-te, dracu. Nu mă prindeți voi așa ușor. Hai, heal în Hristosul tău. Ia, dă-te jos. Dă-mi cu amitraliera. Cazbeli pula. A, frumos, lași mașina ca să vii pe jos, bă, dar inteligent mai ești. Prostie artificială în loc de inteligență artificială aici, vorba lui Quick, când joacă WWE. Dumnezeu, mătii de armă, trebuie să te bulești acum. Ce mă lua asta? Repede, heal. Da, degeaba am dat cu molotoful ăla. Hai să iau înainte. Dar văd că mașina nu mai ești în siguranță pe aici. Vin ăștia, intră în tine ca Germania, Brazilia. Asta e o leacă, nu-i ceva în chestia asta, nu. O să ardă ceva pe acolo. Stai, unde-i sifo? Ai, în partea asta sifosul. Unde căcat e băga sifosul ăsta, pișeam așa. A, uite la acolo. Deci am misiune de luat de aici sau trebuie să o fac? Abaram, ia încarcă și tu asta. Poate ajunge focul până aici să-mi bag. Mi-arde aici acasă. Hai. A, uite-l pe boșorogul ăsta, acum vreo 4 sau 5 episoade. Da, hai, mai vorbești mult. Misiune acceptată. Ia, armă nouă, frumos. Hai să bag sniperul aici. Dă pușca asta încoace. Ia mă, e ruginită. Asta mai lipsește acum să fie ruginită. Păi cum să nu fie ruginită, ce căcat? Mă rog, m-am făcut cu o pușcă nouă, deci mă doare în bască. Hai. Stai un pic. Map. Deci, ies aici la drum. Ah, deci fix așa trebuie să mă duc. Dar unde e căcat? A, uite aici drumul. Ok. Și e în partea... Ia stai un pic că mă bag pe aici prin munte.
Unde e cărarea aia? Uite aici. Hai că mă bag pe aici. Poate n-ar trebui să merg cu mașina. În zona asta, dacă e cu... Hai că îmi bag pula. Mă duc fără... Prin spate de ăsta jos. Hai, du-te așa pe jos. Mersul pe jos e sănătos. Dacă eram și desculț, era și mai bine. Ok, deci e ceva în partea asta. Hai să mă pun totuși pe... Să merg așa în... Da bușile. Dăm cu apușca asta. Să vedem de ce o fi bună. Carabină, mă rog. A, nu-mi place cum... Băga mi-aș! Trebuia să fi avut sniperul aici. Dar parcă am mai filmat tot aici. Bă, n-am mai fost toată pe aici. Cred că am uitat eu să salvez sau ceva. E, mă rog, a trecut mult timp de atunci. Ce îi pot împușca pe ăștia așa? E, să intru în ei. Mai, dacă aveam sniperul ăla... Încă în curs, să las acolo, să iau grab last. Și acum să vezi că o să mi se... Dar bine că trebuie să te apuci acum și malaria. Mă nebunește creier malaria ăsta. Bă, dar parcă am mai filmat toată aici. A, da. Blochează-te așa, așa, așa. Arunc arma asta. Bă, am mai filmat tot aici și mi-am inteles că mi-am făcut draci. Parcă am mai filmat tot și îmi făceam draci că se bule arma. Și mi-am inteles că luasem un shotgun bun. Dă-mi cu shotgun-ul. Ce trage asta în mine? Hai, urcă, urcă. Asta e shotgun-ul ăla, nu. Asta, nici ăsta nici. Era un shotgun de la... Gen ăla din Half-Life 2. Ăla ca lumea. Ăla da shotgun. Asta, băi. Și fără țintă trag în ei. Ăsta e, atât. Dați un heal micuț. Că rămâi și fără injecții. Mai am doar două. Băgați-i. Lasă-ți bagi. Bă, care mă fluiera drăpești? Bă, pedofilii, drecu. Gauzarilor. O, da, prea și mecher shotgun-ul ăsta. De... Tu tragi în mine, mânca. Am mor și tu. A, s-a blocat și ăsta. Măcar se deblochează repede. Fuz, doi, pum și gata. A, și trebuia să bubuie asta, așa e? Aolea, ce arde pe aici? Hai, bubuie! Șpoc! Hai, răspunde la iPhone 7. Misiune completată, ni se rupe pula acum. Ia mă, sunt sniper aici pe clădire. Hai să dăm o lamă. Aaaa! Damasia! O, dă-i, așa, dă-i. Mă, așa cum trece tractorul pe șosea. Cine e același Uzi? Ba, da. Deci cam a. E, dă un pic ăsta. Eu văd că mai stă în viață. Aoleu, încarcă. Până încarcă ăsta ne apucă Paștele. Rămâi și fără HP, băgați ai. Hai mă, n-ai murit? Nu s-o fi dus ăla. Hai, dăm cu a... Shotgun-ul... Poc. Asta ce e muniție, dar văd că nu-mi dă. Probabil că am destulă. Hai că încheie aici episodul. Op, op, nu cădea.
Sar pe asta. Ok, bun. Hai că o să mai filmez acum câteva videoclipuri ca să mă obișnuiesc din nou cu live comentariu live sau cum se spune la genul ăsta de videoclipuri. Opa. Atunci să nu puși pe ăsta ca să de pe aici. Mori, dă te dracu. Nici acum n-ai murit, fututen. Hai, dați heal. Scoateți glonțul cu patentul. Hai da! Bun, deci, hai că încheie acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în gură butonelor de sub videoclip. Și până data viitoare, ciao les!